Denis, felicitări pentru acest succes superb. 2 la 1 arată tabela la finalul celor 90 de minute ale confruntării Farul-Voluntarii, Ați urcat pe primul loc și trebuie să continuați această serie. Da, suntem, sunt foarte bucuroși și mândri în același timp de noi pentru care o să revenim, chiar cu un joc extraordinar de bună a doua repriză și ne bucurăm pentru asta, dar trebuie să, trebuie să sărbătorim dar o zi două pentru că vin cele trei meciuri de foc și trebuie să încercăm să luăm maxim de puncte. Ai dat semnalul revenirii cu acel gol rapid imediat după reluarea jocului, un lucru extrem de important. Da, am vorbit la pauză, normal, ne-am încurajat și știam că, că suntem valoric peste ei și, și cred că s-a văzut lucrul acesta. S-a văzut și faptul că a intrat și lui Munteanu în atac alături de tine și amândoi ați destabilizat apărarea adversă. Da, părerea mea că el a schimbat jocul în mare parte. S-a văzut foarte mult când a intrat, a intrat în combinație, a ținut de minge și chiar mă bucur pentru el. La de la 11 metri, poate toată lumea a așteptat să execute. Da, sincer, nu prea, nu prea îmi place să bat penalti, așa că l-am lansat pe larie pentru că știu că bate foarte bine. A fost un meci extrem de disputat, prima repriză parcă nu va ieși jocul, nu ați avut multe realizări, dar în a doua, mai multe ocazii, ai fost aproape și de a reuși o dublă la acea fază. Chiar o triplă, dacă nu scotea popa. Da, ce să zic, nu mai contează cine marchează, câte goluri am dat, contează să câștigăm noi și să fim fericiți suporterii v-au încurajat și ei. atmosfera a fost în tribune extraordinară. Da, părerea mea că dacă noi ne facem jocul și facem spectacol pe teren, cu siguranță se va umple stadionul la fiecare meci. Denis, mult succes în continuare și farul să rămână neînvinsă cât mai multe etape. Doamne aștept.